Bună ziua! Astăzi, domnul președinte mi-a dat mie locul de președinte, să zic cu ghilimele, ca tot polițist, dar n-a putut ajunge astăzi pentru că a avut ceva treabă. Deci, de mâine sperăm să ajungă cu niște forțe proaspete. Haideți să verificăm, să vedem celula. Bună ziua, domnul noul polițist, dumneavoastră sunteți. Bună ziua! Bună ziua! Mai stați puțin în celulă, mai stați cam o zi în celulă. Haideți să coborâm. Stați la atenție pe domnul. Ce face domnul? Stai, domnul. Haide, nu vine și el. Am împiedicat. Ok, pare rău. Ok, haideți să... mergem acum la... o benzinărie, că ne este foame. Da. Și să ne luăm și un suc și... ceva de mâncare. Sperăm să găsim aici la benzinărie, că aici e mai ieftin din câte am auzit. Că cam tot orașul ăsta, din câte am auzit și prin vorbe, că e cam scump. Hello. Bună ziua, vă, că dumneavoastră sunteți cu magazinul bună ieftin, ziua, nu? Bună ziua! Am auzit că aveți cele mai ieftine produse pe aici. Da, da. Ați vrea și eu 3 sucuri. Vreți tot suc, da? Da. 3 sucuri. Așa, mulțumim și vrem și de la RAF biscuiți. Uitați astea. Și 3 pachete. Și cât costă în total? Haideți acasă, cât costă în total? 5 lei. Ok, vă mulțumim. Vă că chiar ești foarte ieftin. La revedere, o zi bună. Haideți să mergem acum și în mall. Să ne luăm, să îți iei haine, să arăți fix la fel ca domnul Eddie. Am uitat să vă spun la început, dar v-am spus acum. Deci tu, noul polițist, o să se ia ca domnul Eddie, ca domnul Miei, vă că-ți bate joc de noi prin aceste N-am zile. N-am mai venit astăzi la muncă. Nici nu cred că o să mai primim, să fie clar. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnul vânzător. Dacă vreau să vă întreb dacă aveți niște haine ca el, să semne ca domnul... Asta, care? Arătați, du-te după el să vezi. Aici, așa. Și aici. Aici am bluză. Aici am pantalon. Așa. Deci și ochelar și așa. E da, regulă. Da, tot. Mulțumim. Haideți la casă să vedem și cât costă. Cât costă că eu plătesc? 400 de lei, domnul. Ok, vă mulțumesc. Haide. Du-te și schimbă-te că eu merg cu el. O zi bună. Haideți să mergem. Domnule polițist, puteți... Și te așteptăm aici, sper să vii. Sper să nu ne păcălești. Da. O să vin. Haide, domnul Eddie. Haideți, te așteptăm aici, printre busuri. Haideți după mine. Veniți pe aici. Dar haideți să ținem armele, că e locul ăsta... Da, nu știu, tot timpul pare. Să zice că stă cineva pe aici altădată. Da. Na, e... Vom vedea. Oricum, o să aflăm noi cine stă pe aici și o să îl învingem. E ușa deschisă, văd, ia uitați. Haideți să alergăm. Minile sus. Ce căutați aici, că aici era altcineva, era o doamnă, ce ați făcut? Haideți în casă, că avem nevoie în casă. Ce e cu casa asta, că tot banii ăștia sunt aici, a zis că îi pune în safe, acum nici ne-a mai pus aici. Zi, care vorbește din voi? Hai băiatul, că băiatul e mai... Surorile. Aici o doamnă și ne-a lăsat nouă locul să o renovăm pentru 2-3 săptămâni, chiar este plecată. N-a avut timp. Da, n-a avut timp și noi în timpul acesta mai expediem locul să vedem ce mai este scurtă, să modificăm. Și să, că bă, că n-are nici baie această casă, n-are nimic. Deci asta sigur nu-i casa hoților, nu? Nu, chiar nu este. Bine, dacă este cumva casa hoților, toți vei fi la răcoare. Și bă, că surorile tale și cu surorile tale vei implica acest loc? De muncă? Cu surorile mele mă va acasă. Ok, și vă că paturile sunt sus. Să vă faceți o baie și da, și sperăm ca voi să le terminați și banii ăștia să vă duceți să vă cumpărați chestii da. Pentru da. Casă. În ok, succes la muncă. O zi bună. Zi tu ce faci? Intră în casă, du-te în casă că te pierzi de frații tăi.
Ține surori, du-te în casă. Hai, în casă. Hai, închide ce sau. Da, noi suntem responsabili. Asta, vă rog în casă, că în orașul s-au umblă numai oci. Restaurantul cafe tocmai a fost jefuit. Haideți repede la restaurant. Și unde este domnul polițist nou? Domnul polițist nou. Nu știu pe unde este, ne-a părăsit. Haideți să vedem ce s-a întâmplat la restaurantul cafe. Și restaurantul și pizza. Și pizza. Haideți repede, că s-au jefuit două magazine. Gata, cel cu pizza trebuie să fie apărat neapărat. Da, pentru că la restaurantul cafe parcă am mai fost atât. Păi, aici domnul Edi. Da, îmi pare rău, mă duceam. Hai să vedem. În altă parte. Da, încă nu prea avem acces la mașini, să-l trimăm și noi pe domnul președinte, când o să avem, că eu nu sunt. Unde este individul? Ce se întâmplă? Deci, ce s-a întâmplat? Hai la secție, la secție. La secție, gata, 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 cine... cănelile. La secție. Toată lumea, vine la secție. Stai în spate, aici, hai la secție. Și unde este... Tu nu erai închis în închisoare? Ba, hai la secție, să vedem unde este și domnul care... Cine te-a deschis? Nu cumva... Ia. Mișcă, că sunt nevoie să trag dacă nu. Am tras în pământ, că nu vreau să te rănesc. Nu mai trage domnul Edi. Cine este domnul? Îl aștept pe domnul care te-a deschis la secție. Da. Dacă ne aude prin oraș. Crezi oare cumva că polițistul nou? Unde este domnul? Unde e? Așa. Îl aștept pe domnul care te-a deschis la secție. Care te-a deschis. Deci domnul polițist nou. Unde este? Îl aștept la secție. Dacă nu vine la secție, are amenzi foarte mari. Da, poate domnul polițist nou. Veniți. Ăla putut să scape. Hai să vedem. Urcăm scările pe aici, pe aici. Aici este secția. Pe aici. Și unde este domnul polițist nou? Unde este infractorul? Uite-l aici. Care te-a... Aici? Bună ziua! Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Haide! Pe aici, pe aici! Pe aici, vino! Mă, că se trag! Cine te-a deschis? El cumva te-a deschis? El m-a deschis, da. Haideți aici, că eu să stau cu celulele. Ia, și celula e chiar deschisă. Haideți să le închidem. Ambi, prima oară vreau să vorbesc cu tine, domnul infractor, care te-ai fost deschis din secție. Deci, asta e a doua oară când te-ai fost, când ai fost, ai jefuit, ai mai fost o dată? Veniți înapoi, amândoi. Amândoi, deci, prima oară vreau să vorbesc cu tine, domnul infractor. Haideți. Deci, nu, ce acolo se întâmplă? De ce ai, deci, dacă te-ai deschis, de ce te duci iară să furi? Păi n-am avut bani și de-aia. Te rog să-mi dai toți banii. Pentru că acest oraș se face muncă cu bani, cum nu se așa, ok? Și da, vei face iară închisoare, mai multe zile, pentru că a fost a doua oară când ai jefuit. Și tu, domnul, care l-ai deschis imediat, imediat vii să semnezi. Haideți tu, domnul, și tu, domnul, care l-ai deschis. Deci, tu de ce n-ai păcălit? Ia, hai, vino aici. Tu de ce n-ai păcălit că ești polițist și dincolo ești hoț? Deci nu cumva tu ești hoțul orașului. Care și așa ca hoț. Eu te-am pus să am dat și banii la magazin să te schimbi. Și văd că ți-ai bătut joc de aine. Unde, pe unde le-ai aruncat? Pe stradă? Unde ai aruncat ainele? Care... Deci, dacă mai... după ce că ți-am cumpărat aine și am plătit eu cu banii mei, ți-ai bătut joc și de ele. În loc să te îmbraci ca el să fii un polițist așa, văd că ți-ai bătut joc. Deci vei fi și tu la răcoare câtva timp cu domnul... Cum te cheamă? Cum vă cheamă numele la amândoi? Marcel. Pe tine cum te cheamă? Și pe tine Ianis, nu? Că te mai știu. Da. Ok, Ianis cu Marcel. Veniți. Să semnați fișa și să... intrați la... Asta. Aici v-am dat două fișe, semnați amândoi. Tu așa pentru Marcel și pentru Ianis. Și tu? Așa, da, bun. Veniți. Haideți. M-am pus că tu să veniți aici. Pare rău. Veți mai sta. Ianis, tu vei sta mai multe zile, el o zi. Deschide celula, intrați vă rog în celulă. O să-i zic și nu domnul președinte că am... Hai, tu într-o celulă, el într-o celulă. Hai, și tu în celulă. Nu, în celule diferite, în celule diferite. Și tu acolo. Așa, este totul... Închide celula. Totul în regulă, puteți să închideți celulele. Da, și tu stai cât, mai stai o săptămână ca... Nu, voi mai sta vreo încă două zi, două vom vedea, dacă e de treabă, și tu voi mai sta o zi. Te-ai pus deja pe PC-ul. Haideți, veniți. Este totul în regulă, domnul Edi? Da. Hai.
Este tot o regulă, nu? Următorul videoclip la 20 de like-uri.